A apărut în presa americană și vreau neapărat să vă prezint o poveste fericită. Povestea unui câine care a luptat cu uraganul. Această poveste a impresionat pe absolut toată lumea. Priviți chiar acum povestea acestui câine extraordinar. Cățel a devenit erou în Statele Unite. Animalul a fost surprins plimbându-se pe străzile orășelului Sinton din Texas, lovit din plin de furia uraganului Harvey, în timp ce căra între colții săi o pungă cu mâncare pentru căței. Otis, un metis ciobănesc german, a dispărut vineri seara din curtea casei și luase cu el și punga de mâncare. Când și-a dat seama că lipsește, bunicul stăpânului său, Salvador Segovia, în vârstă de 65 de ani, a pornit imediat în căutarea câinelui cu mașina. Otis fusese însă deja văzut de un vecin. Acesta i-a și făcut o poză care a devenit virală. Imaginea a fost distribuită de zeci de mii de ori. Otis a devenit simbolul neașteptat al rezistenței texanilor în fața urgiilor naturii, potrivit Houston Chronicle.